Bună ziua! M-am gândit să încep să citesc din Biblie pentru cei care nu știu să citească. Poate îi ajută. Geneza, facerea lumii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Lumina. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumina. Și a fost lumina. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Cerul. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubt întindere de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Pământul, Dumnezeu a zis, să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Soarele, luna și stelele. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Vețuitoarele mării. Dumnezeu a zis să mișune apele de vețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate vețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Vețuitoarele pământului. Dumnezeu a zis să dea pământul vețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ.
Mare ești, Doamne! Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a zis. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să vă fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea, ziua de odihnă. Astfel a fost sfârșite cerurile, pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Facerea omului. Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp, nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări, suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu, raiul. Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară pe pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului, așa, și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi este Pison. El înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Amin. Deci, a dat o poruncă. Până aici Dumnezeu a făcut tot ce există pe pământ și în cer. Slavă lui! Urmează!